Surpriză! Eu eram... Bate-mă palma, așa, mă, cu lăbuța, mă, cu lăbuța! Bate palma cu lăbuța! Bine, așa, hai! Da, stai, că n-am... Așa, altfel n-am cum. Deci, asta este noua mea achiziție, da. Pe are și Tiki. Multele tale achiziții. Pe lângă alte achiziții. Da. Trăim pe picior mare, da. Domnule, vezi? Nu știu dacă mi-o pun așa. Nu știu dacă... Dar nu, că nu are elastic. Trebuia să-mi iei cu băți tu, ca dar să stau numai... Dar n-am găsit cu băți. Oh, și cu evantaiu și o mare, doamnă. Oh, câta doamnă. Hai, da. Spune. Hai să-ți spun. Ce urmează? Hai să-ți spun că urmează horoscopul. Și că soarele cu Marte generează energii care pot fi folosite cu succes. Și soarele și Marte împreună, da, împreună sau combinat și generează energii care pot fi folosite cu succes pentru punerea în aplicare a ideilor care necesită efort fizic mai mare și cu un anumit grad de risc. Dacă aveți planuri bune puse la punct, e clar, n-am dormit decât 2 ore, da? Se vede, da. Puteți să treceți la fapte. Astăzi sunt șanse mari să reușiți. Adică tu stai ca o barosancă. Ascult horoscopul, dragă, nu mă întrerupe, te rog. Vreau să le urez la mulți ani telespectatorilor noștri, da, care astăzi își sărbătoresc ziua. Să fiți sănătoși și să aveți parte de o zi cât mai frumoasă. Frumoasă ca voi. Berbec, traversați o perioadă favorabilă din toate punctele de vedere. Este posibil să obțineți un câștig. Era un puf, zbura un puf, venea ca o muscă spre tine. E posibil să obțineți un câștig material important, dar nu fără efort. Cu partenerul de viață vă înțelegeți perfect. S-ar putea să mergeți într-o vizită la prieteni. Vă sfătuim să fiți cumpătați. Taur, sunteți plini de energie și aveți idei inspirate. Puteți avea satisfacții pe plan social și intelectual. Afacerile se pare că merg din plin, iar relațiile cu partenerii sunt bune. Ce te-am rugat eu pe publicitate? Când vine zodia, de exemplu, cum ar fi Taur, să faci ca unul. Taur! Omuleu, cum să fac așa? Bine, hai că am să încerc, dar la gemeni cum să fac? Nu știu, să faci. Să fac așa, o față și încă față, gemeni. Fac așa, cu pernuța, stai să-ți termin la Taur. Hai, termin. Afacerile se pare că merg din plin, iar relațiile cu partenerii sunt bune. Vă recomandăm să fiți mai atent cu membrii familiei. Și acum fiți atenți. Gemeni. Da? Bun, deci 2 fețe. S-ar putea să intervină evenimente neprevăzute și de aceea este indicat să nu vă planificați nimic important. Vă reîntâlniți cu prieteni vechi care vă invită să le faceți o vizită. Vă sfătuim să amânați întâlnirile de afaceri și călătoriile lungi în interes personal. Și la rac cum fac? La rac. Rac. Deci rac, da? Rac. Rac. Așa vrea Mădălina, așa fac. Așa. Astăzi ea e șefa. Aveți succes în toate activitățile casnice și vă bucurați de sprijinul întregii familii. Cei din jur vă apreciază pentru schimbările pe care le promovați în afaceri și în societate. Nu începeți mai multe treburi deodată și nu refuzați ajutorul prietenilor. E, acu-i acu. Leu! Așa! Așa! Vezi cum mama e leoaică, da? Da, ai bine, vrei? Cred că n-am speriat-o. Nu, sper să nu. Începeți ziua hotărât să terminați o lucrare în casă. Un bărbat mai în vârstă din familie vă ajută cu bani. Tata! Dar încearcă să-și impună punctul de vedere. El mereu ajută cu bani, săracă. S-a săturat decât ajutor. Dacă nu vă străduiți să invitați așa. Nu cred, cine m-a pus să te chem, dar doamne? Dar care e paradoxalul? Că tata-i fecioară. Acum mea. Dacă nu vă sfătuiți să evitați o ceartă, riscați să rupeți relațiile. Bun, și la fecioară acum chiar cum fac? Fecioara este o doamnă, puteți să dați un cadru pe mine. Pentru da, că și eu deci fecioară, Mădălina. Așa. Puteți avea un succes deosebit la întâlnirile de afaceri. Bine, sunt bine aspectate și relațiile cu familia, dar și cele cu prietenii. Dimineața vă întâlniți cu o persoană cu care nu v-ați văzut de mult timp. Se de săptămâna deci trecută. Asta așa e. După amiază vă ocupați de probleme familiale care nu suferă amânare. Vă recomandăm să țineți cont și de dorințele celor mici. Celor mici? Mădălina, evita să-mi spui ceva? Nu, nu, nu. Am foarte mulți verișori în familie. Știu cum vin acum vara italienii din înapoi la... Care ne blochează traficul. Pe net. Dacă nu inventăm noi niște zodii, ce urmează? Balanță. Fii atent aici. Balanță. Deci eu sunt balanță, da? Așa. Balanță. Balanță. Sau așa. Pe așa, da. Talere.
spun. Îmi cântăresc ca ea la piață. S-ar putea să aveți o mică neînțelegere cu partenerul de viață. Aoleu, vă sfătuim să rezolvați această dispută cu blândețe. Spre seară, o vizită la prieten vă poate readuce armonia în cuplu și buna dispoziție. Aveți grijă să nu dați ocazia unor scene de gelozie. Hai de mine, asta le trebuie. Deci e grav. Eu astăzi mi-am propus să dorm. Nu știu dacă toate balanțele vor face la fel, dar... Cred că o să faci o scenă de gelozie. În somn, în vis. Cred că o să visez ceva urât. Scorpion? Ce e asta? Scorpion. Nu e șarpe. Nu contează. Să fie scorpion. S-ar putea să fiți puțin confuz din cauza problemelor sentimentale. Nu vă încăpățânați să vă rezolvați singur toate problemele. Vă sfătuim să acceptați ajutorul celor apropiați. Nu mai am voce. Apelând la înțelepciune, veți reuși să evitați o ceartă în familie. Mă pregătesc pentru săgetător. Bun! Săgetător! Puteți începe o activitate nouă, mai ales pe plan social. Sunteți entuziast și vă puteți baza pe sprijinul prietenilor și al persoanei iubite. Dacă aveți de luat, asta e, mă, trebuia să iei una mai dreaptă. Stau la pește. Aș veni pește acum. Mai e. Mai e până pește. Dacă aveți de luat decizii importante, țineți cont de sfaturile unei persoane cu experiență în acest domeniu. Capricorn. E, toată lumea, atenție. Atenție, Capricorn, da. Se pare că aveți probleme sentimentale și sunteți nevoiți să luați o hotărâre tranșantă. Puteți să vă ascultați intuiția. Apar rezultatele eforturilor din ultima perioadă, câștiguri financiare și afirmarea în societate. Sunt șanse să vă cumpărați un obiect de valoare pe care vi-l doriți de multă, multă vreme. Perfect. Vărsător. Doar. Să știi că e bună treaba asta. Eu ți-am zis. Zi bună pe plan sentimental, dar și social. În schimb, vă recomandăm să fiți prudent la serviciu și în afaceri. Nu este exclus să aveți mici probleme, dar nu este cazul să vă îngrijorați. Ai prins? Nu urmează pește. Peștele! Bravo! Se anunță o zi cu mari satisfacții în societate și pe plan financiar. După amiază s-ar putea să plecați într-o călătorie neprevăzută în interes de familie. Verificați-vă actele cu atenție și bagajele înainte de a porni la drum. Bine că m-am întors de la drum. Zim, câte grade crezi că sunt la această oră? Cam 17. Greșit. 20. Doamne ferește, e frig de mori afară, ai nebunit. Minus 5. Ai nici chiar. Nu suntem încă în decembrie. Păi nu, că eu mi-am adus avantaiul, m-am pregătit pentru o zi călduroasă, adică de fapt ți l-am furat ție. Deci e al meu, da? Abia mi l-am achiziționat. Dar nu vezi ce bine mi se potrivește. Cu câte am venit de la Comănești, mie chiar mi-a plăcut la Comănești. Bravo, și mie nu mi-ai adus nimic. Gata, gata. Că îți dau ceva. Uite, îți dau lăbuța, vrei? Nu, vreau avantaiul. Nu, avantaiul e avantaiul. Mă mai gândesc. Bine. Până la sfârșitul emisiunii, da? Da. Dragii mei, sunt 13 grade Celsius la această oră. Maxima zilei va ajunge la 32-33 de grade. Nu se știe chiar sigur. Șanse de precipitații 0. La noapte cerul se va menține parțial noros. Minima nopții 16 grade. La mare, la soare. Ai fost anul ăsta la mare? Yeah. Și? Frumos? A fost bine? Foarte frumos. Am prins o vreme extraordinară, extrapolând criza. Ne-am simțit foarte bine la All Inclusive, mâncând ca boierii, niște români adevărați. Mai fă așa, ca să așa. Te caracterizează. Stând pe plajă, pe șezlong, soarele mă bătea în cap. Deci acum, nu mai îmi povesti, că îți povestesc eu, sunt 16 grade Celsius la această oră, maxima va ajunge la 30 de grade Celsius, iar la munte, în predeal mai exact, sunt 9 grade Celsius, maxima va ajunge la 20 de grade. La munte nu am fost, dacă vrei. Nici eu n-am apucat să ajung la munte. Ziceai că a fost cineva aseară în Mamaia? În Mamaia a fost Michel. Atenție, da? Fii atent. Da, sunt. No sa, no sa, asigo se me matar. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Mamă, cred că... o scurtă pauză, revenim după, suntem nebune. Alături de fete frumoase,
Savorează un cocktail întins pe șezlong. Bronzează-te în bikini. Distrează-te de dimineață până noaptea târziu. Totul la piscina Idaho, aflată la 11 km de Bacău, în comuna Itești. Mr. Steel s-a scut, producătorul numărul 1 de rezervoare pentru combustibili, apă sau substanțe chimice din județul Bacău. Tehnica de ultimă generație și personalul de înaltă calificare garantează calitate la standarde europene. De aceea, Mr. Steel are cea mai bună ofertă la rezervoare subterane, supraterane, orizontale și pontoane. Oferim transportul la client și amplasarea rezervorului. Dacă ați comandat un rezervor de combustibil, vă asigurăm aprovizionarea cu motorină la cerere. Mr. Steel, rezervor pentru succesul afacerii tale. Nu știm când e ziua ta, dar ți-am cântat în fiecare zi pentru că meriți. Tu i-ai făcut ce sunt. Acum e rândul lor. La Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Nossa. Ia uiți! Asigo, seme, ma! Bă, nu că l-auzi aceste melodii. Te trezești indiferent de unde dormi. Melisa! Eu vreau nu dorm. A, dar acum când eu s-ar putea să... Numai Kiki să fie doamnă, mă, ce? Eu nu pot să fiu doamnă. Plagiatoarea. Nici o plagiatoare nimica, te rog, da? Ți respect. Deci, indiferent cât ai tu evantaiu, eu am masca, care evidențiază mai mult feminitatea. O, dar ce evantaiu ce evidențiază? Evantaiu evidențiază vântul care ți adie prin păr și etc. Dar masca este ceva de neînlocuit, da? Masca unei femei. Care trebuie să o poarte. Adică tu ești de-aia cu masca, ai mai multe fețe sau cum vine asta? Așa este frumos asta? Pentru că păstrând misterul și nedezvăluindu-l. Dar uite, arăt, uite și eu pot păstra misterul. Hai că toți te știu. Lasă. Adică nu, n-am ce șansă să mă ascund? Nu. Bine, dragii mei telespectatori, țin să vă anunț că avem și un concurs astăzi. Da, adică da? Să mai facem și niște treabă, concurs, că ne-am prostit destul concurs, azi. Concurs. 0234510277 este numărul nostru de telefon. Vă rog să ne sunați și să ne răspundeți la întrebarea aia. Să văd dacă știi, știi întrebarea? Uite, care... îți dau voie să te uiți pe fițuica ceva acolo. Ceva cu cafeaua, nu? O cafenea. Cafenea. Care, care este? Este cea mai tare cafea din Bacău? Cafenea din Bacău. Cea mai tare cafea. Cafea. Nu. Era să zic ce cafea. Nu mai zic nimica. Care este cea mai tare cafenea din Bacău? Este întrebarea noastră. Puteți să câștigați un pachet de cafea în jur de 250 de grame, 300, nu știu exact să vă spun. Costa Rica Tarazu este numele
cafenelei, cafeluței. A, deci asta era cafeaua, cea mai tare cafea. Vezi, mai prostit, cafea, cafeluță, cafenea, cafe mic, cafe mari, expreso, mojito, cafea cu lapte, cafea cu zahăr, cafea cu pandișpan. Lasă-mă! Nu te supăra, uite, dai vanta înapoi, numai ca să mai fi supărată, vai! Stăteam și, cum v-am zis, am găsit o frumoasă poezie. Cum să dormă 4 ore în autocar în fața hotelului? Da, și cum să intre fanii la ea acolo pe stadion cu 17 ore înaintea spectacolului. Ai văzut-o pe fata aia care a dormit acolo? Da, au dormit mult și acolo. Da, vreau și eu o poză! Dar lasă-mă să-ți citesc frumoasa poezie. Atenție, mare atenție! Intitulată Balada Gaga. Ia să vedem. Începem, da? Poate mă ia somn. Lady Gaga azi e în țară. O așteptăm cu nerăbdare. Dar ținuta ei de seară naște semne de întrebare. Astăzi face vreo eschivă? Oare iese iar din nou? Se îmbracă în colivă? Va cânta dintr-un cavou? La concert, diseară în piață, Pepe nu-i trăiește o dramă. Stă ascuns de cântăreață, că asta poartă și pastramă. Pentru criza alimentară, tot Gaga cică-i de vină. Și auzind cum e în țară, că e în țară, mi s-a plâns o gospodină. Aoleu. Uite, mă, dracu fițoasă, cum se îmbracă. Păi de ce? Eu n-am ce să pui pe masă și asta poartă mușchi file. Sincer, așa minte îngustă, n-am mai pomenit niciunde. Păi tu, în loc să calci o fustă, stai să o bagi la microunde. Filea, zici că a dat în boală. Îi plăcea șunca de Praga. Ieri o lua pachet la școală, azi o poartă, ci că-i Gaga. Oh. Mă rog, astea speculații, răutăți, poate și glume. Dar am două informații, strict secrete și pe bune. Va purta o pelerină. Cred că te întreb din ce materiale, nu? Da. Ghici. Ghici. Lasă-mă să-ți fac lumină. Nu-i din pânză, e șorici. Oh. Oh. Și pe scenă, ci că în spate are dansatori frumoși, îmbrăcați în antricoate și la gât cu caltaboși. Eu am o recomandare, știu că nu-i deloc ușor, dar la ce haine are, hai să-i luăm un abator. Asta... Deci e foarte tare. Deci asta e balada asta. Lady Gaga. Și mi-a plăcut foarte mult, am zis să vă pun zâmbetul pe buze și vouă. Așa, în această dimineață. Dimineață. Bineînțeles că mai am una pregătită. Cum ai fost și tu la zilele Cumăneștiului, cred că toți sătenii, provincialii, capitaliștii, yeah, fac un pic de mișto de primarul lor. Dar nu știu dacă îl știi pe primarul Vanghele din capitală al sectorului 5, care nu prea are multe clase. Așa. Însă peste noapte a ajuns primar. Tot peste noapte s-a împrietenit și cu domnișoara Oana Mazil. Da, iar uitându-mă la TV, am văzut că într-o seară îi ducea un mare buchet de flori. Așa. Și am reușit să-i fur scrisoarea din buchetul de flori care era adresată Oanei Mizil. Poezia se intitula Rondelu. Rondelu? Da, o am pregătit aici, hai să ți-o citesc. Ia să și vedem. Pe asta. Păi... Câte surprize are Mădălina pentru noi astăzi. Și începe. Vanghelie pentru Oana Mizil. E multe vise în viața mea și stă grămadă în cap la mine. Când scriu să mor, că mă gândesc la tine. Să moară Gaga de te mint, asfixiată la iantir, m-am hotărât să te alint cu trandafir din cimitir. E 4, 5 sau 6 toți, că eu nu știu să socotesc, așa că, Oana, dacă poți, numără-i tu, căci eu greșesc. În almanah am stat azi noapte și am copiat ca ponta un pic multe expresii, că poate am azi bulan să ți le zic. Oana Mizil, te ofer amorul, că tu ești un personaj gingaș și te iubesc cu tot sectorul, deși ai nume de oraș. Ești o prințesă între ființe, iar eu broscarul din poveste. Te ador ca punga de semințe, tu ești femeia care este. Care este? Cu dragoste, Marean. Marean? Știi că Mizil, da, este un frumos oraș din județul Prahova. Da. Și el a ținut cont de treaba asta și a zis că... Chiar e pe bune. Îți dai seama că nu e pe bune, dar sunt cărcotași care au făcut. Păi, dar da, el a făcut foarte multe gafe în de-a lungul aparițiilor sale la TV. Foarte multe gafe, confundând Google cu altceva, adică prostii de genul. Dar știe de Google și de Facebook. Da, dar el, săracul, nu prea știe nici să citească, dar totuși e primar și conduce un sector destul de mărișor al capitalei. Of,
Da. Dacă tot vorbim de primari și de așa, hai să revenim la subiectul meu, care e de maximă actualitate. Ți-am zis, sunt proaspăt venită, de pe drum, tâgâdâm, tâgâdâm, am venit. Pe mine nu m-ai luat. Tu ai fost plecată în... În Ibița. Calde, ale tale. Da, spune. Și cum a fost? A fost foarte tare, ți-am zis și la începutul emisiunii. M-am întâlnit cu vedete, m-am pupat cu vedete, deci am te auzit, rog. Am dansat hora cu comăneștenii acolo. Am auzit că te-ai și îndrăgostit de domnul Vali Vigelie. Doamne ferește, tăiați, închideți camerele, nu e adevărat, Doamne. De ce nu, tu deci nu, un bărbat arătos, te-ai lăudat că te-a pupat, ia uite-l și pe Gogo, ce m-am fericite. M-am pupat cu Vali Vigelie, m-am pupat cu Axinte și m-am pupat și cu Cristi de la Direcția 5. Așa mă, respect, nu? Bravo! Uite, te pupă, sus, te pupă și Gogo! Și cu primarul m-am pupat, ia Gogo! Pupă, pupă! Așa, așa. Eu bravo! Să, hai să batem palma cu Gogo! Yeah. Gogo, Gogo! Nu, dar știu că Gogo face în alea! Oh. Da, a fost mișto, tare de tot! Da. Pot să zic mișto, că suntem la matinal, da? Deci da, să nu mișto, se supere nimeni! Frumos! Da! Așa că vreau să vedem primul filmuleț pregătit. Yay! Sper că hai băieții sunt gata. Vezi că pe mine și pe Gogo nu mai luați, să vedem și noi. Promit să vă iau data viitoare. Să nu vă faceți băgăjelul din la timp. Tine. Primul filmuleț. Și Gogo a văzut și mi-a șoptit că mama, adică asta înseamnă că e supărat. De ce? A vrut și el în hori, n-ai văzut ce frumos dansează? Ia uite. E prea mic, măi. Nu e mic, ia zi Gogo, eu sunt mare. Și ea spune cum te-ai mai distrat fără noi. Păi, ți-am zis, am făcut hor acolo, am dansat alături de comăneșteni. Deci, pe bune, eu ți-am zis, n-am văzut atâta lume. A fost o petrecere. E extraordinar petrecere a fost. N-am mai văzut comăniești în viața lui așa ceva. Să știi că e o tradiție la ei. Anul acesta au sărbătorit 60 de ani de când au devenit oraș. 60 de ani, da? Ce bătrânei sunt, au 60 de primăveri. Să știi că chiar s-au distrat, pe bune. Am văzut și artiștii cum declarau așa cu pasiune, cu căldură, cu Doamne. Tot ce le trebuia. Erau încântați pentru că e un public foarte rar. Și... comunicativ chiar, aș putea păi spune din imagine. Păi 20.000 de oameni, tu îți dai seama? Tu cred că au venit și din alte provincii, nu se poate așa. Dar cred că n-au venit mă de la București să vadă zilele să-l Comăneștiului. Să-l vadă pe Cârbâlâ și pe Vigelie. Anunțăm de Cârbâlâ mai târziu, nu dat tot din casă. Nu dat tot din casă. Deci serios, chiar a fost foarte, foarte, foarte tare. Vedem și filmulețul următor. Filmuleț, vrem filmuleț, și Gogo vrea. Puțină dragie! Și acolo în spate!
te mai ascult. Cât vei mai continua să mă mai minți așa? Mama ta nu mă vrea, e împotriva mea. De ce mă minți, de ce mă minți? Eu știu că nu-i ceea ce simți inima ta. Doar pe mine mă vrea. De ce mă minți, de ce mă minți? Eu știu că nu-i ceea ce simți inima ta. Doar pe mine mă vrea. Hai, toate fetele, să ridice mâinile. Hei, 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 hei. Și să facem gălăgie. Și să facem gălăgie. Ce mă miți, de ce mă miți, ce faci, mă? Fac aer de gugu. Săracu, Daniela Gheorfi. Daniela Gheorfi, eu am bunici la Podoleni. Așa. Și ea este din Podoleni. De la mine, de la țară. E moldoveancă de-a noastră. Eu am auzit, mă, te tragi din sat cu vedetele, a? Multe din astea vedete de la noi, deci din Moldova. Nu știu de ce am impresia că o să rămân fără pene. Păi da, dacă ți le mănâncă gogo, dar nu o să rămâi, o să rămân pentru că este al meu. Nu, este chiar al meu, hai da? Hai să nu ne certăm aici ne live. Ne certăm după, da? Da, după te aștept la colț. La colț, da? Scuze, te aștept afară, adică vreau să zic. Ce zici? Ce să zic? Din ce ai văzut? Da, frumos, păcat. Nu. Dacă nu mai luat, eu sunt foarte supărat. Dar am văzut că te-ai distrat fără mine acolo, a fost foarte frumos. Ți-am zis, m-am întâlnit și cu foste colegi de ale noastre și m-am întâlnit cu o grămadă de lume din Bacău. Toată lumea s-a dus, numai toată eu. Nu, eu am stat pe depșit eu și toată lumea se dar la anul nu mai scap, poate ai să rămâi tu acasă. A, da? Da. Vrei să-mi iei locul, a? Da, mă duc eu la Comenești și vin și ți-aduc filmuleț și zic, ia uite ce au făcut, a? După te mai și întreb așa la mișto, cum a fost? Ți-a plăcut? Ce ai zis de filmuleț? Hai să vedem ce zic telespectatorii noștri de filmulețul următor. Alt filmuleț fără mine? Hey!
mișcare. Ține, ține ritmul bine, din priviri și șoate te voi apropia. Uită, uită-te la mine, vraja ta mă arde în prezența ta. Toată lumea dansează cu mine, tu mai zice să dansăm amândoi. Mișcă-ți brațele, uită de tine, toată lumea dansează cu noi. Toată lumea dansează cu mine, tu mai zice să dansăm amândoi. Mișcă-ți brațele, uită de tine, toată lumea dansează cu noi. Hai și toată lumea cu mâinile sus! Și o strigătură de la moldoveni! Așa! Rap-ta-rap-a-re-da. Toată trupa se distrează, cântă și dansează în ritm amețitor. Strigă, strigă cât mai tare, dragostea nu moare, sunt cuprins de dor. Toată lumea dansează cu mine, tu mai zice să dansăm amândoi. Mișcă-ți brațele, uită de tine, toată lumea dansează cu noi. Toată lumea dansează cu mine, tu mai zice să dansăm amândoi. Mișcă-ți brațele, uită de tine, toată lumea dansează cu noi. Hai, Comănești! Toată lumea dansează, hei, 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 hoppa! 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 Toată lumea dansează cu mine, tu mai zice să dansăm amândoi. Mișcă-ți brațele, uită de tine, toată lumea dansează cu noi. Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi. Mișcă-ți brațele, uită de tine, toată lumea dansează cu noi. Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi. Mișcă-ți brațele, uită-te bine, toată lumea dansează cu noi. Ca dovadă că până la sfârșitul emisiunii rămân fără pene, da? Ia uitați. Eu rămân. Ia-ți pana înapoi. Deci nu, până aici, da? Ne-am supărat. Ce am decis de să nu mai vorbesc cu tine. Dragă respectată, Georgiana nu mai este cu noi. Doar eu și Gogo, eu și Gogo. Asta s-o crezi tu. Asta s-o crezi numai tu, mai în visele tale se poate întâmpla așa ceva. Tu te duci la Comănești, tu te duci peste tot. Ideea e că m-am întors, da? Ai văzut, lumea s-a distrat acolo, a fost super atmosferă. Deci iar nu, nu, eu cred că n-am să-mi revin chestia asta cu 20.000 de oameni, o să-mi rămână imprimat aici în căpușor. Așa. Nu mai fi supărată. Hai pe de gata, mine, spune, că nu mai te sunt. Rog. Nu mai sunt, nu. Uite, după ce că ți-am adus filmulețe da, să da, vezi. Da, gata, gol. Era mai grav dacă era doar un mister. Nu. Bine. Nu mi-a dat penele, te rog. Spune, și ce ai mai făcut? Și, păi, m-am întâlnit cu Daniela Ghior și m-am întâlnit cu Fuego. Nu știu cu cine m-am mai întâlnit. Ai dansat o frumoasă horă, am observat. Am dansat și horă, da. Ți-ai cumpărat acarete. Mi-am cumpărat. Mi-a nu mi-ai cumpărat nimic. Data viitoare. Da. Ochelarii s-a mei. Nu, a, și ochelarii mi-am cumpărat, chiar. Da. Vedeți? În premieră. A? E grav? Mi se văd cearcănele? Nu cred, nu? Vai de... Hai să vedem ce am mai făcut, să vedem filmulețul următor. Să vedem. Ia-ți, la pădurii ce loc umbros,
frumoasă. Păturice, loc umbros, din tine am tras folos. Mi-ai dat lemne să-mi fac casă și cât e o mândră frumoasă. Mult nepoși și-mi vei fi dragă, pădure o viață întreagă. Și nu te uit până mor, că mi-ai fost de ajutor. Mult nepoși și-mi vei fi dragă, pădure o viață întreagă. Și nu te uit până mor, că mi-ai fost de ajutor. De al tău dor, băi. Deci m-am strat, domnule. Iar mă fără voce, mă scuzați. Na, pentru asta. Am petrecut două zile. Băi, deci nu știu ce-ți fac, serios. Atenție mare, vă rog frumos. Mădălina, am stricat evantaiul. Care e a meu? Sunați la 0234510277. Pentru evantai. E al meu, nu-l vând. E în scala de licitație. Începem de la 50 de bani. 50 de bani. 50 de bani. Livrare gratuită, Georgiana personal. Deci, chemați paza, vă rog. Poliția! Să o luați pe Mădălina, vă dau afară. Poliția! Vine poliția! Poliția, pompierii! Bă, deci dacă ar vedea Vali ce facem noi aici... Să vină Vali! Ar chema paza Vali pentru Vigelie? Nu, Vali deja Vigelie. Ți-e dor de el. Hai să-ți povestesc ceva. Domnul Priman... Priman? Când eram copil de-o șchiapă, am vrut să devin primar. Domnul primar, am vrut să spun, da? Deci da. Primar. Da, da. Frate, s-o obosită, vă rog să mă înțelegeți, măcar da. Astăzi, că nu se întâmplă prea des. Da, aici la noi în cartier. Sună telefonul! Și a sunat... Ia să vedem, să vedem. Deci domnul primar. Te-a sunat primarul! Șt! Stai puțin. Vai, de mine am crezut că te-a sunat primarul. Te-a sunat primarul. Tu vorbești serios? Asta e nebună. Și ce ți-a zis? Să vină paza, serios. Poliția! Și Vali. Și Gaga. Avem un telefon în direct. Bună dimineața. Stai puțin. Să nu se aude aici, la noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Dar cu cine vorbim? Alo? Să rămână, doamne. Ne auziți? Ne auziți? O să ne băieții ăștia emisiunea ca să ne auzim, dar am dat ecranul ăsta
gălăgie mai încet, să ne auzim în telefon. Gata, sigur, doamne. Sigur, cu cine vorbim? Mă numesc Papa Alexandrina din Bacău. Bună dimineața, de ce ne-ați sunat? Mă iubesc tare mult că ați făcut o treabă bună la Comănești. Mulțumim tare mult, mulțumim. De unde sunteți? Distracțiile astea, îmi doresc și eu tare mult să ajung cu distracții la mine în comună. Unde, de unde sunteți dumneavoastră? În cornișa stau, în cornișa lângă medicina legală. Sunteți de aici, din oraș. Încă, da, da. V-am văzut, eu am apăsat odată pe niște butoane și am dat de voi și am vorbit cu fetele de acolo, nu știu cu cine era la secretariat acolo și am mai vorbit și cu Nelu Voștina. Broșteanu, domnul Nelu, da, da, da. Am chiar la el o plângere cu niște asociații, dar am văzut o emisiune tot așa el fugitivă pe ecran. Și mă gândeam, zic, cum să n-am mai să o văd în reluare emisiunea, o să trec eu pe acolo. Doamne, vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți. Vă mulțumim mult pentru telefon, vă mulțumim că ne urmăriți. Aveți un concurs ceva, trebuie să răspund la vreo întrebare? Sigur, da. Dacă ați fost atentă la sponsorii noștri, avem și un concurs, cum se numește cea mai tare cafenea din Bacău. Așa, chiar eram pe ecran când are un nume turcesc. Da, bravo, începe, vă dăm un indiciu. Îmi place că și eu am practic cafea verde în viața mea. Începe cu B. Așa, bă, da, nu îi contează, bă, e turcească. Noi oricum vă mai așteptăm să ne sunați. Asta am reținut cel mai tare, cafeaua de calitate suportă mai multe tratamente pentru că are textura bobului mai... Eu cred că doamna știe despre ce cafenea este vorba și cred că are emoție, nu? Da. Și cred că merită un ajutor din partea noastră. Eu, uite, și vom spune noi. Nu, n-avem voie, auzi că n-avem da, voie. Am fi vrut să vă ajutăm, dar se pare că nu avem voie. Oricum vă mai așteptăm cu telefon. Mulțumim tare mult că ne-ați sunat. Din suflet sănătate. Țineți-o tot așa că e frumos. Mulțumim tare mult, să aveți o săptămână bună. V-am pupat. La revedere. La revedere. Revenim. Să revenim la subiect. Mulțumim tare mult, doamna Alexandrina, dacă am înțeles eu bine. Da, și din păcate cafeneaua se numește Bliss pentru cine se uită la noi, așa că mai așteptăm telefoane. Iar premiul este de un o pungă de cafea, jur de 250 de grame, originală, pură, aromată, parfumată, extraordinară. Până Costa Rica Tarazu este numele cafelei. Cafea, cafeluță, cafenică. Cafenică, stai să-ți spun, măi. Cafea cu lapte, zahăr, cafea cu brânză. Cafea cu brânză? Nu știu, așa mi-a venit, cafea cu brânză, cafea cu ou, cafea cu mic dejun. Cafea la mic dejun. Cafea la Bliss. Și nu-mi spune, gata, hai să zic eu cu primarul. Deci, a fost sunat primarul. Băi, nu m-a sunat primarul, ai nebunit. Doamne ferește, deci eu, fraților, eu chiar trebuie să chem paza, domnule. Deci, poliția, poliția. Ce mai poate? Mă lași să spun sau nu? Te-a sunat primar? Nu. Bine, gata. Hai să vedem filmulețul și spun după că nu, ei, nu e pe creanga ei azi. A sunat-a primară? Este primar să fii și să faci toți oamenii. Tine vor o mână de ajutor. Greu este primar să fii și să faci toți oamenii, că toți de la tine vor o mână de ajutor. Lume dragă, sus paharul, să chinăm un pahar, să vă trăiască primarul, să faceți treabă cu el. Lume dragă, sus paharul, să chinăm un pahar, să vă trăiască primarul, că faceți treabă cu el. Miron, Miron, Miron! Nu-i place deloc! Hai, Comănești-o! S-a dus vestea în șuteți, că avem primaristeți. Căiarni și gospodari, să trăiască domn primar. S-a dus vestea în județ, că aveți primariste. Chigirap, chigirap! Priharnic și gospodar, să trăiască domn primar. Și toată lumea, lume dragă, sus paharul, să închinăm un pahar, să ne trăiască primarul, că facem treabă cu
mare mit, îl invită pe Axinte. La noi merge bine treaba, n-am ales primar degeaba. Și pe Lorena. Lume dragă sus paharul, să-l chinăm în păhăre. Să vă trăiască primarul, că faci întreabă cu el. Și dacă ați învățat, lume dragă sus paharul, să-l chinăm în păhăre. Să ne trăiască primarul, că faci întreabă cu primarul, că care te-a sunat cu el. Sus paharul, la la la. Deci e al treilea mandat, da? Mulțimea aia de acolo cu 20.000 de oameni sau cât m-ai erau. M-ai terorizat cu 20. Am înțeles. Bă, că deci toți au fost mulți. M-am rămas cu capul acolo. Am să-ți arăt, am filmat și eu pe telefon, să nu crezi că mai... Deci după ce am văzut la TV, crezi că mai vreau să mă uit pe telefonul tău ca să mai faci un pic în ciudă? Nu mă interesează, nu vreau să văd doar la TV. De ce nu te bucuri alături de mine? De asta ai venit aici, să te bucuri alături de mine! Să trăiască primarul, să facem treabă cu el. Deci e al treilea mandat. Și Vali Vigelie! Mamă, nebunii cu Vali Vigelie! Hai spune! Al treilea mandat, cum ziceam, cel mai de treabă primar, s-a pupat cu toată lumea, s-a luat în brațe. Un fel de Radu Mazăreic. Un fel de. Numai că nu e chiar atât de cool, da. Înțelegi? Stai, te-au pupat toți, am înțeles. Vigelie, primarul, Boschito, neboschito. Da, Fuego te-a pupat. Nu! Nu te-a pupat Fuego, celebrul, extraordinarul. Ce Fuego? Nu te-a pupat Fuego. Dacă mă vezi Fuego, rușine. Ne-ai pupat-o pe geoa noastră, rușine. Păi n-am avut onoarea atât de mare. Dar chiar că da, deci nu ai avut onoarea și celebritatea, nu ești la rangul de vedetă la care este el. Împodobește, mamă, Bradu! Toți s-au întrebat, el oare unde era de a pus-o pe măsa să împodobească Bradu? Da, încă este un dubiu. Eu dacă am să-l văd, am să-l întreb. Bă, ne simți, te lăsi rușine, mă, maică ta, mă, e mai bătrână ca Comăneștiu, mă. Ai pus-o pe ea să împodobească Bradu, mă? 60 de ani de când au devenit oraș, da? Te rog, hai să vedem repede ultimul filmuleț de la Comănești. Yeah. Mă iubesc din toată inima mea și vreau să cântăm piesa asta împreună, da? Sus palmele! Și dreapta! Sus, sus! Bine! I'm dreaming of a life.
hai, Mădălina se pupă cu Gogu, da? Deci gata, terminați, s-a finish. Ne-am apropiat, adică nu ne-am apropiat, am ajuns la sfârșitul emisiunii, Mădălina, dragă. Mădălina? A? Bună dimineața! Te pupi acolo cu Gogu. Da, aveți că aveam un pic de treabă. Ce înseamnă asta? Ce? Deci înseamnă ceva, ce înseamnă... Mai avem un telefon, bineînțeles. Sunt direct. Ia, liniște. Alo, bună dimineața. Tot eu sunt, vreau să vă iau cafeaua. Oho, a venit Doamna să ne ia cafeaua. Ia să auzim. Pentru că mă uit la dumneavoastră, trebuie să ne-o dați. Da, cafeaua se numește Blitz. Bravo! Cafeaua se numește Blitz, bravo! Bravo! Am gândit să revin, prima dată am dat-o în față înapoi. Stați puțin că trebuie să vă anunțăm în urma acestei săptămâni. Noi vom pune numele dumneavoastră într-un bol și vom trage la sorți. Așa bine. Că toată săptămâna mai așteptăm telefoane de la telespectatorii noștri. Bine, bine. Bine, mulțumim frumos. Plăcere. La revedere. Vă dați pipa, Gogu. Sănătate încă o dată. Pe rămâna.